Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. În biserica slavei tale strâng, în cer asta ne se pare, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușă cerească, deschide nouă ușa în tale. Spune o cântare frumoasă de la slujba Utreniei. Iubiți credincioși, pentru Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Maica Domnului. Așa după cum știm, este cea mai mare, cea mai înaltă ființă dintre toate făpturile cerești, mai înaltă decât cherubinii și serafimii, decât arhanghelii, decât orice putere cerească. Și de aceea îi se cuvine supracinstire. Sfinților îi se cuvine cinstire. Și cinstire pentru că să numiți prieteni lui Dumnezeu. Iar lui Dumnezeu îi se cuvine adorare. Maica Domnului are multe sărbători, începând cu 8 septembrie, când îi sărbătorim nașterea, apoi astăzi, la 21 noiembrie, îi sărbătorim intrarea în biserică, adică în templu. În 26 decembrie este Soborul Maicii Domnului, în 25 martie este Buna Vestire, primit vestea cea bună de la Arhanghelul Gabriel că va naște pe Domnul Iisus și în 15 august este plecarea ei în această lume, în această viață sau adormirea Maicii Domnului. Știm că părinții ei, Iochim și Ana, nu au avut copii de fiu la o vârstă mai înaintată și după multe rugăciuni, la templu și arhiereul l-a izvolit de acolo și a zis că dacă nu are copii, el nu are ce să caute acolo cu darul. Și s-a dus necăjit, cu lacrimi în ochi, n-a mai mers acasă să nu fie de bajocură și vecinilor. S-a dus în munți și a făgăduit Dumnezeu că nu va mai mânca. Și nu se mai coborâ de acolo până nu îi va asculta Dumnezeu rugăciunea. La fel și soția lui Ana s-a dus în grădina, nu s-a îndepărtat de casă, tot așa cu post și cu rugăciune. S-a pus sub un dafin și se rugă cu lacrimi lui Dumnezeu ca să îi asculte și ei rugăciunea și iată că au primit o veste bună și ei, după 40 de zile, Arhanghelul Gabriel s-a dus la Iochim și a zis, Iochim, iată Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta și vei avea o fică și vei pune numele Maria. La fel, s-a dus și acolo, acasă, unde se afla Ana, soția lui Iochim, și a dat aceeași veste bună și a zis, du-te acum că se coboară din munți oile bărbatul tău și vă veți întâlni în fața templului. Pentru că Ana a cerut un semn și a zis, vă veți întâlni acolo amândoi și eu veți bucura. Și când a ajuns în fața templului, iată că nu departe venea, îl vede pe soțul lui, pe Iachim, care venea cu oile și sigur s-au bucurat. S-au îmbrățișat și sigur că s-a împlinit vorba Arhanghelului Gabriel cu voi. Atât Ana cât și Ioachim au făcut o promisiune
Și ei au spus că dacă vor primi un copil, îl vor dărui templului. Vor închina la templu și va rămâne acolo. Și iată că astăzi s-a împlinit făgăduința Sfinților Iachim și Ana. Și au mers din Nazaret. Ei aveau locuință, să știți că și în Ierusalim aveau locuință. Erau înstăriți, Iachim și Ana. Erau și darnici. Dădeau de pomană mult. Și de data asta se aflau în Nazaret și au plecat spre Ierusalim, care de 3 zile și 3 nopți, cu micuța Maria, care cânta atât de frumos, chiar dacă era micuță la vârsta de 3 ani. Cum scrie în Psalmul 44, versetul 12, ascultă, fiindcă și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Asta cânta micuța Maria, sigur, erau rudenile, erau cei apropiați care conduceau în cântări, în laude, spre Ierusalim, spre templu. Însă, nu doar ei erau acolo, ci s-a arătat și o oaste îngerească. Și îngerii cântau și îi slăveau pe Dumnezeu. 3 zile și până când au ajuns la templu, sigur, capul pătrii și cu mare bucurie mergeau, așa cum am spus, ziua și noaptea. Când au ajuns acolo la templul din Ierusalim, care a fost zidit de Solomon și restaurat de Zorobabel, după ce a fost pustit de timpul robiei babilonienii, fiindcă evreii au fost duși în robia Egiptului o perioadă, un timp, așa, după care au scăpat de acolo și au primit țara făgăduinței, atunci a primit Canaanul, iar a doua oară au fost duși în robia babiloniană și să știți că mulți dintre evrei nu s-au mai întors, pentru că acolo și-au făcut case, și-au întemeiat familii, aveau slujbe, au învățat graiul de acolo, portul, și nu s-au mai întors. Doar o parte s-au mai întors în Iudeia, în Țara Sfântă. Și aici, deci, la templu, au vrut să ajute pe Maria, că erau trepte mari, la 15 trepte mari, dar iar nu au vrut. Și așa, cum a știut ea, cum a putut ea, parcă susținută de o mână nevăzută, a urcat foarte ușor cele 15 trepte. Și acolo o așteptau preoții și în frunte era preotul Zaharia. Îl cunoaște preotul Zaharia, care și el, după multe rugăciuni și stărmință și post, a primit aceeași veste bună de la același arhanghel, de la arhanghelul Gabriel, că soția lui, Elisabeta, va naște pe Sfântul Ioan Botezător. Și pentru că și el era proroc și știa ce misiune are Maica Domnului, micuța Maria, a luat-o în brațe și templul a părțit în două, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și acolo, în Sfânta Sfintelor, cum este altarul la noi, nici acolo nu avea voie să intre oamenii, ci doar arhiereul intra o dată pe an și se aducea jertfe lui Dumnezeu. Dar Zaharia, preotul, a luat-o în brațe și a dus-o direct în Sfânta Sfintelor, știind ce misiune, ce rol mare are Maica Domnului, pentru că a naște pe Mântuitorul Lumii. Aici a stat timp de 12 ani, la templu, în casa fecioarelor, așa, într-o anexă, unde a învățat lucruri de mână, a învățat Sfintele Scripturii și tot ce trebuia să învețe fetele și cine erau acolo, cine era acolo la templu. Iată ce mare minune se întâmpla în fiecare zi, deoarece Maica Domnului
stătea și se rugă noaptea pentru întreaga omenire, în Sfânta Sfintelor. A țipia dimineața, puțin timp, venea Arhanghelul Gabriel și îi aducea seara la 6 hrană cerească. Sfinții Teofilat, Germano și Teodorit spunea că și Zaharia își amintea că poporul a fost rănit umană, poporul Israel când a ieșit din robia Egiptului, Ilie Proc, Ilie Presbiteanul, a fost rănit de corbi când a mers la Părâu Cherit cu pâine și carne dimineața și seara, iar Daniel, prorocul, a fost rănit într-o chi minunată în groapa cu lei. Dar cu hrană cerească nu s-a mai pomenit să fie hrănit nimeni decât Maica Domnului. Ați auzit că s-a citit Evanghelia cu Marta și Maria. De ce s-a citit această Evanghelie? Pentru că Maria și-a ales partea cea mai bună. Iubiți credincioși, în Apocalipsa, în capitolul 10, versetul 1, scrie așa de frumos: și s-a arătat din cer un semn mare. O femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta coroana de 12 stele. Cine poate să fie această femeie înveșmântată cu soarele? Da? Iar luna să stea sub picioarele ei. Nu știm ca cineva decât pe Maica Domnului. Sfântul Ioan Teologul, exilat pe insula Patmos, a văzut o vedere de Maica Domnului. De ce a spus aceste cuvinte minunate? Arhanghelul Gabriel i-a zis: bucură-te și plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Sigur că i-a acceptat ca să nască pe Mântuitorul Lumii, cu toate că Iosif la început nu a crezut, chiar s-a îndoit de ea, până când același înger, același arhanghel, îi se arată noaptea în vis și îi spune să nu se teamă să ia pe Maria de soție, că ceea ce s-a întâmplat cu ea este de la Duhul Sfânt. Și când a mers la verișoara ei, Elisabeta, soția preotului Zaharia, s-a mirat și i-a spus aceasta: de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Luca, capitolul 143. S-a simțit onorată ca să fie în fața ei Maica Domnului. Fecioara Maria a zis o cântare frumoasă atunci, pe care noi o cântăm la slujba utreniei, și ea sună așa, doar o parte vă citesc: iată de acum mă vor cinsti toate neamurile. Acum noi o cinstim și o parte dintre creștini, dar o parte încă dintre așa zișii creștini spun că Maica Domnului a fost o femeie obișnuită, o femeie simplă, alta doar că s-a născut Fiul lui Dumnezeu din ea și apoi mai spun și alte prostii, cum că ar mai fi avut alți copii. Nu a avut alți copii, sunt profeții în acest sens, care spun clar că poarta aceea pe care și Domnul s-a închis. Și nu cred în lucrul acesta. Când mi se spune în Sfânta Scriptură că iată mama ta și frații tăi, că te-ai Domnul Iisus ca și poarta afară, este vorba de fapt de fie, poate că Iosif a mai avut copii înainte, poate mi-a fost căsătorit și a avut copii, sau s-au referit pur și simplu la verișorii Maicii Domnului, care erau de față. Iubiți credincioși, Iacob, când era primiar, ați auzit de patriarhii Avram, Isaac și Iacob, mari patriarhi ai Vechiului Testament, și Iacob a visat când era pribeag o scară care ducea de pe pământ la cer. Asta și-a dormit și a pus o piatră să urca. Și a visat o scară pe care coborau și se urca cu îngerii lui Dumnezeu. Și s-a înfricoșat
foarte tare. Sfinții părinți au spus că această sferă de fapt era Maica Domnului, pe care a coborât Domnul nostru Iisus Hristos. Și atât ce spune Acatistul Bunei Vestiri. Bucură-te, scară, pe care s-a coborât la noi Domnul. Bucură-te, biserică, nefăcută de mână, a însuși împăratului tuturor veacurilor. Iată ce frumos. Scara, bucură-te, scara pe care s-a coborât Domnul. Deci dacă nu era Maica Domnului, Fiul lui Dumnezeu nu cred că ar fi venit în lume. De aceea ei se cuvină cinste deosebită. O cântare în cinstea Maicii Domnului spune așa. Tu ești scara cea de flori, cu un capăt peste noi. Tu ești raiul prea frumos, care ai tras pe Domnul jos. Noi nu putem să ajungem în cer, de aceea Hristos coboară la noi, pe această scară. Și să reținem că Maica Domnului este biserica și scara pe care s-a coborât la noi Domnul este cea care am amintit-o. Unul dintre iubitorii Maicii Domnului, Traian Dors, a spus așa de frumos. Maica Domnului Iisus, crin al cerului de sus, rai al Sfintei Curății, binecuvântată fi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Amin.